Zuleica deschide ochii. O invit pe... O invit pe criticul literar. O invit pe criticiosa literară Tania Radu să ne vorbească despre acest roman cutremurător. Vă mulțumim că sunteți alături și mai stați la această oră cu noi. Aici, Vizelia Hina ar fi fost foarte fericită să fie prezentată într-o asemenea galerie de picnic. Ea, o debutantă și o persoană de o modestie și de un bun simț și de o lumină interioară remarcabilă. Ne-a putut constata cei care am fost la Cismigiu, la librăria Humanitas Cismigiu, atunci când a venit și a avut o întâlnire cu publicul la lansarea cărții. Un debut oarecum târziu, să spunem, la 40 de ani, după standardele de la noi, dar un debut fulminant. E o carte extraordinar de grăitoare, mai multor generații care trăiesc astăzi, inclusiv generații din care ea face parte, pentru că vorbim despre Gulag, este o poveste despre Gulag, despre Siberia, despre deportare. Ea vorbește în numele generației ei și are de spus un lucru, cred eu, special, care începe să fie articulat și la care trebuie să fim atenți în perioada care urmează. Sper să nu pierd ideea asta pe timp și să vă spun până la capăt. Din referințele pe care le avem aici în România, le folosește să ne amintim de cartea Aniței Neandriș Cudla, 20 de ani în Siberia. Ne folosește să ne amintim titlurile recente din Svetlana Alexievici și, bineînțeles, ne folosește să pomenim pe Solzhenitsyn. Numai că Vizelia Hina este o scriitoare care nu vrea să întoarcă cuțitul în rană pe acest subiect al deportării și al Siberiei. Ea vrea mai degrabă să le propună într-un mod absolut fermecător și misterios, pentru că de asta nu-ți dai seama decât la sfârșit, un fel de iertare care nu înseamnă neuitare. Acesta este mesajul pe care cred eu că unii tineri prozatori din generații de mijloc, să spunem așa, din spațiul post-sovietic, încep să-l articuleze către noi europeni, mai ales est și central europeni, care am fost în zona de influență și am fost comunist. Povestea acestei tătăroaice, care e deportată din lumea ei extrem de lucisă în tradiții pentru femei, mai cu seamă. E o poveste pornită de la un singur real. Bunica autoare a fost deportată în Siberia, dar nu avea 30 de ani precum eroina pe care ea și-a ales-o, ci 7 ani. Totuși, puținul pe care el a putut povesti de toate ei, Vizelia Hina, a rămas în ea și a stârnit-o să cerceteze, să afle, să se documenteze și apoi să creeze acest personaj extraordinar. O tătăroaică care pleacă cu vagonul pe vite, cum se pleca în Siberia, când erai nevastă de Gulag și trebuia să fie deportată. Era însărcinată și nu știa. Va naște undeva pe un mal al unui râu din Siberia, la capăt de drum așadar, dar pe pământul gol, asistată de un medic cu totul special, care e însuși un personaj care poate ține un roman în spate. Îl cheamă Carl Leibovic, Carlovic Laib, în orice caz, numai că primul nume l-am uitat. Am o problemă cu numele din zona rusească. E un personaj fantast care deschide spre Bulgakov, cu care prozatoarea noastră se joacă puțin, dar aruncă încă un vâl de extraordinară poezie pentru această poveste înspăimântătoare, de fapt.
ce ne spune romanul debutantei și ce a scuturat piața editorială din Rusia și apoi din foarte multe alte țări, este faptul că vorbește despre ce a schimbat deportarea în oameni. Nu mai numără morții, nu mai împarte lumea în victime și călăi. Acolo, în cartea ei, aproape toți oamenii sunt buni, se luptă să supraviețuiască pur și simplu. Unii dintre ei evadează, alții mor. Și singurul care ar fi trebuit să fie călăul are scrupule. Este, puteți spune că e un tezism, dar citiți romanul care se citește dintr-o răsuflare și veți vedea că nu e un tezism, ci e o teză pe care ea vrea să ne-o transmită, pentru că este un îndemn la a face pace cu trecutul nostru în care nu mai putem schimba nimic și a putea să privim în viitor. Pentru noi, cei din România, nu e foarte ușor, dar trebuie să-i ascultăm pe scritorii mai tineri, care uneori tind să spună asta, fie că sunt poeți, fie că sunt prozatori. E un timp pentru toate și o să pomenesc și aici, cum am pomenit și în textul pe care l-am scris despre carte, un motto dintr-o prozatoare catalană, o cheamă Care s-a întors. Ea și-a ales drept motto al unei dintre cărțile ei, o fază extraordinară care aparține unui scriitor despre care eu nu știu nimic. Nu poate fi iertat decât ceea ce este de neiertat. E un abis în această mică frază și în care cartea lui Guzeli Achina ne invită să pășim fără tranchină, dar cu ochii deschiși și fără să uităm. E timpul să punem o piatră de mormânt pe care să nu o demoleze nimeni niciodată și în orice caz să nu ținem multora, nu are cum să dispară. Vă mulțumesc!